După Michael Schumacher și cancelarul german Angela Merkel, a venit rândul Madonei să cadă pe pârtie. Din fericire pentru ea, căzătura nu a fost una cu urmări grave. Artista s-a dezechilibrat și a căzut doar în genunchi. S-a ridicat imediat, însă momentul a fost fotografiat de paparații, care erau evident cu ochii pe ea. Incidentul s-a întâmplat în timp ce cântăreața era în vacanță cu copiii ei. Merge